Sunt persoane, din păcate, rău intenționate care vor să vă facă rău. Bine te-am găsit! Sper că n-am început prea tare. Dacă te uiți la acest videoclip, ne aflăm cu o zi înainte de bacul de la român. Poate ai emoții, poate ai stresat, dar în acest videoclip o să-ți explic ce nu e bine să faci astăzi cu o zi înainte de bacalaureat. Mare atenție ce nu e bine să faci astăzi. Și în special vreau să-ți explic câteva lucruri, trei lucruri în principal, pe care nu e bine să le faci cu o zi înainte de bacalaureat. În ultimul timp am primit foarte multe întrebări, primesc zilnic zeci de întrebări, zeci de mesaje pe toate rețelele de socializare cu privire la ce ar trebui să faci înainte de bacalaureat. Și am văzut că sunt foarte multe sfaturi pentru aceste lucruri, precum să te pregătești, să înveți toate operele, să nu ai emoții și așa mai departe. Așa că m-am decis astăzi să dezbatem ce nu ar trebui să faci înainte de bacalaureat. Pentru că sunt foarte mulți, am văzut din ce în ce mai multe persoane în mediul online care discută despre ce ar trebui să faci înainte de examene, așa că eu vin să ți spun astăzi altceva ce nu trebuie să faci înainte de examene. În ultimele zile am primit foarte multe mesaje și am văzut foarte multe lucruri pe Instagram. Vreau să spun că dacă intri pe Insta sau intri pe ești în grupurile de WhatsApp cu elevi din clasa 12 dacă intri pe 5 grupuri, pe 5 grupuri vezi subiecte diferite de bacalaureat. Cineva vine și spune că bunica e în minister și că pică nu știu ce operă. Alcineva spune că pică povestea lui Harapalba, Alcineva că pică enigma otilii, altcineva am auzit inclusiv mesaje cum că ar pica Iona cum să pice Iona la bacalaureat când s-a scos din programă. Foarte multe mesaje am primit anul acesta și am văzut foarte multe aberații de acest tip dacă ar pica o anumită opera. Sunt persoane din păcate rău intenționate care vor să vă facă rău. Am făcut și eu un clip pe această temă, dar am spus de la început că este un pamflet și că trebuie tratat ca atare. Am făcut o extragere live, e ultimul meu clip și v-am explicat exact ce ar putea să pice. Dar e un clip random, ar putea să pice o opera respectivă, operele ca au picat două sau celelalte 10 opere. Așa că haideți să spun ce nu ar trebui să faci cu o zi înainte de bacalaureat. Primul lucru pe care nu ar trebui să-l faci înainte de bacalaureat este să repeți materia. Dacă vezi acest videoclip, depinde ora la care o să vezi acest videoclip, dar este bine ca din momentul, ca de la prânz, să zicem, de undeva de la ora 14, de la ora 15, să nu mai vezi pentru bacul de la română să pui stop și să nu mai înveți. Este bine și e foarte bine dacă ai învățat până atunci, chiar e un lucru foarte bun, dar îți sugerez în continuare să nu mai înveți. Să încerci să ieși, să încerci să te relaxezi cu ai tăi, cu prietenii, cu iubitul, iubita, să încerci să te deconectezi pentru că nu-ți face deloc bine dacă stai în continuare și înveți, te stresezi, începi să te gândești doar la opere, o să încurci informațiile și așa mai departe. Deci încearcă să nu mai înveți mult în ultima zi. Vorba aceea, după cum știi, nu îngrași porcul așa că nu încerca să înveți totul pe ultima 100 de metri la română. Sfatul numărul Doi. Ce nu ar trebui să mai faci cu o zi înainte de bacul de la română? Să asculti în stânga și în dreapta ce operă o să pice. Foarte multe persoane, am văzut inclusiv pagini, pagini, mare atenție, de Instagram care postează și spun că ar vinde subiectele de la bacalaureat, ceea ce mi se pare o mare aberație și o mare înșelătorie și vor să profite de foarte mulți dintre voi acești oameni, așa că aveți grijă să nu fiți, să nu dați, să nu oferiți atenția voastră, să nu dați bani pentru aceste lucruri, pentru că o să vedeți subiectele în dimineața examenului, la ora 9, mâine la ora 9, atunci o să știți ce a picat la română. Până atunci se tot discută despre povestea lui Carapal, Benigma că s-a aflat rezerva, rezerva rezervei. Pe bune, s-a aflat rezerva rezervei de la bacalaureat? Pe cum vine asta? Până înseamnă că până luni se mai află... 20 subiecte, se schimbă subiectul de 10 ori. Mare atenție la chestia asta și nu oferi bani pentru aceste prostii. Efectiv am văzut alte site-uri sau aplicații care fac statistici și așa mai departe și îți oferă tot așa pontul pentru bani. Deci ai grijă la chestia asta pentru că nu de asta trebuie să ții cont. Sfatul al treilea. Ce să nu faci înainte de bacalaureat? Îți sugerez mâine de dimineață, în momentul în care o să mergi la examen, să nu discuți în permanență cu colegii despre ce operă pică, să te mai asculti din povestea lui Carapal, din Enigma, din Ultima Noapte, să faci așa o, o nouă recapitulare pentru că o să încurci evenimentele, o să amesteci prea mult datele, nu te poate ajuta deloc, din contră se poate dăuna. una. Deci nu încerca să parcurgi materia mâine dimineață, pentru că nu o să te ajute, ai învățat până atunci, nu încerca să discuți înainte de a ajunge la examen despre spre opere și așa mai departe. Stai liniștit, stai fie într-un colț, fie încearcă să discuți cu colegii dar despre alte lucruri pentru a nu primi emoțiile astea negative care o să te încurce mai mult decât o să te ajute la examen. Da? Deci de aceste lucruri trebuie să ții cont. Acum o să-ți mai spun câteva mici lucruri de care să ții cont pentru bacul de la română și chiar îți sugerez să ai grijă la asta. Îți sugerez să fii foarte, foarte atent, să te concentrezi foarte mult la bacalaureat, să fii atent la fiecare subiect în parte, să nu te grăbești și să te concentrezi pentru că probabil dacă ai parcurs toată materia de la română, ai parcurs și respectivele eseuri, opere și exerciții. Fii atent, acordă fiecărui exercițiu timp pentru că pentru fiecare exercițiu trebuie să acorzi timp, trebuie să fii atent la fiecare și trebuie să înțelegi exact, citește cerința de mai multe ori ca să fii sigur că ai parcurs totul și concentrează-te cât mai mult. Încearcă să te focusezi maxim și să dai tot ce ai mai bun. Mă bucur că te-ai uitat la acest videoclip, lasă un comentariu și spunem dacă ești pregătit pentru BAC, dă tag unui prieten, trimite acest videoclip unui prieten pentru a îl pregăti și pentru a vedea și el ce să nu facă înainte de bacul de la română. Ia baltagul și dă cu baltagul butonul de like dacă îți place acest videoclip. Lasă-mi un comentariu și spunem despre ce ai mai vrea să filmezi și dăm un mesaj dacă vrei să mă întreb ceva pentru că mă găsești pe Instagram și pe TikTok unde sunt Alexandru Ciurea dar și pe Facebook unde sunt Alexandru Ciurea. Baftă la bac, să-i spargem la bac și concentrează-te mâine. Papa! Pa!